Cheile bicazului aflate pe teritoriul județului Neamț sunt cerute din nou în instanță de Consiliul Județean Harghita, în acest sens fiind deschis un proces la Tribunalul Harghita. Prefectul județului Neamț, Adrian Niță, a declarat că instituția a primit o citație în calitate de părâtă într-un dosar în care se solicită anularea procesului verbal de delimitare a traseului de hotar administrativ pe porțiunea comună a Gheorgheni, Tugleș, Bicaz. Inițial, prin sentința din 12 iunie 2019, pronunțată de Tribunalul Prahova, a fost stabilită o nouă linie de hotar dintre teritoriul administrativ al municipiului Gheorgheni, județul Harghita, și teritoriul administrativ al comunei Bicaz, Chei, județul Neamț. Astfel, județul Neamț a pierdut circa 5.000 de hectare din comuna Bicaz, Chei, respectiv cheile Bicazului. Sentința a fost atacată cu recurs la Curtea de Apel Ploiești, iar în 2020 judecătorii au dat câștig de cauză județului Neamț.